Bună ziua și bun găsit la Gândul Green. Europa și-a propus ca până în 2050 să devină primul continent neutru din punct de vedere al climei și poluării. Țările Uniunii Europene au semnat Pactul Verde, ceea ce noi cunoaștem drept Green Deal. Mai mult chiar, acest pact se poate considera o foaie de parcurs pentru ca Uniunea Europeană să ajungă la o economie durabilă. Pe scurt, să nu mai emitem gaze cu efect de seră, să nu mai consumăm din resursele naturale și din punct de vedere social, nimeni, și mă refer aici la om sau la loc, să nu fie lăsat în urmă. An de an se stabilesc noi măsuri pentru a fi implementate, pentru ca proiectul să-și respecte datele stabilite și care să ducă la o înjumătățire a poluării până în 2030. Despre planurile Uniunii Europene pentru anul ce vine, stăm de vorbă cu europarlamentarul Nicolae Ștefănuță. Bună ziua și mulțumesc pentru participarea la emisiune! Bună ziua și mă bucur că Gândul vorbește despre lucrurile importante. Să începem cu prioritățile stabilite și calea către neutralitatea climatică. Este un... Da. Vă rog. Spuneți. Este un subiect care începe să fie tot mai des rostit din toate mediile, din toate punctele de vedere. Cum se vede el de la Bruxelles? În primul rând, poate e bine să le spunem oamenilor despre ce e vorba în toată chestia asta, că mulți poate vor schimba canalul sau nu se vor uita dacă înțeleg că e vorba de un plan din ăsta birocratic. Este vorba, de fapt, de o necesitate științifică. Oamenii de știință din întreaga lume au spus că noi nu ne permitem să creștem media temperaturilor, încălzirii globale cu 1,5 grade Celsius dincolo de era preindustrială, adică de când a început Europa să crească într-un ritm accelerat, pentru că acea creștere a temperaturii are efecte dezastruoase pentru oameni. Și am văzut deja anul acesta inundații foarte mari, începem să vedem incendii de pădure. Toate aceste lucruri vor deveni foarte scumpe și planul acesta verde european, de fapt, este o cale pentru a evita acel cost pe termen lung. Nu știu dacă se înțelege exact, dar noi trebuie să ne schimbăm economia, să avem grijă mai mult de mediu din două considerente. Ne costă foarte mult să nu avem grijă de mediu, ne costă enorm și doi, ne va costa în termen de sănătate și de siguranță. Eu am o fetiță de 2 ani, pentru ea anul 2050 va fi anul în care va avea, Doamne ajută, 30 de ani. Și pentru ea este o realitate foarte, foarte clară. Poate pentru mine și pentru dumneavoastră, domnule Pavel, este mai abstractă cumva. Sper să ne ținem și pe noi până atunci, dar pentru ei este o chestie foarte reală și noi trebuie să pregătim și România și Europa pentru acești ani ai viitorului. Știu că e foarte greu de înțeles să zică oamenii de ce trebuie să renunț eu la anumite obiceiuri de acum, de ce trebuie să renunț, nu știu, la cărbune sau la chestii care sunt acum, fac parte din realitatea noastră. Mie îmi trebuie jobul acum, mie îmi trebuie munca și economia acum, dar trebuie să facem un calcul și pentru planetă și pentru viitorul copiilor noștri. Dacă mai vrem să trăiască pe această planetă, sincer, deci dacă vrem să trăiască și dacă vrem să aibă o viață sănătoasă. Acum nu o să vă... O să încerc să folosesc termeni mai prietenești, așa, să nu vorbesc de economie circulară, de biodiversitate, să vorbesc de faptul că noi trebuie să refolosim anumite lucruri, să nu mai aruncăm plasticul în natură, să-l refolosim. Trebuie să avem grijă și de natura noastră, de pădurile noastre, așa că nu zic biodiversitate. O să încerc pe parcursul acestui interviu să folosesc termeni cât mai ușor de înțeles pentru oameni. Și mai un mesaj, dacă îmi permiteți, e foarte important ca tranziția asta, adică schimbarea asta de la paradigma de acum în care ne batem joc de planetă la una în care avem grijă de ea, să fie și finanțată. Că până la urmă noi trebuie să și mâncăm, trebuie să și câștigăm pâinea și de aceea planul ăsta european vine cu foarte multe miliarde. Lumea când aude de miliarde nu prea înțelege despre ce vorba, dar oricum vine cu foarte mulți bani așa încât să ne pregătim ca lumea. Și eu tot timpul am zis că România nu trebuie să fugă de planul acesta, ci trebuie să-l vadă ca o oportunitate să atragă cât mai mulți bani, pentru că, de fapt, e un plan ca Europa să devină, la nivel planetar, un lider pe domeniul ăsta.
este cea mai bună oportunitate pentru țara noastră, nu doar pentru a se dezvolta, ci de a se dezvolta durabil, de a exista acea sustenabilitate, care poate pentru mulți reprezintă un termen, cum spunea și noastră, abstract. Dar această sustenabilitate de care vorbim pentru anii ce vor veni, depinde de cum vom ști să folosim acești bani europeni. Și sunt mulți. Și de asta aș dori ca dumneavoastră să ne spuneți cât de mulți sunt și în ce domenii îi putem noi atrage, în așa fel încât să avem acea dezvoltare sustenabilă. Da, în primul rând, ce e aia sustenabil? Sustenabil este să te dezvolți într-o manieră în care nu-ți bați joc de planetă. Știu că există definiții mult mai savante decât asta și mai clare, dar hai să amintim oamenilor care se uită la noi despre ce e vorba. Și atunci, da, vin foarte mulți bani, vin cele 80 de miliarde de euro care sunt bugetul plus banii ăștia atrași în următoarea generație, cum se numește pachetul ăsta al viitorului, care sunt împrumuturi. Deci sunt pe de o parte bugetul european clasic, adică țările Uniunii Europene pun împreună bani și redistribuie de la bogați la săraci. Asta este parte de aproape 46 de miliarde de euro și restul, vreo 30 din celebrul PNRR, adică banii dați pe proiecte imediate care trebuie consumate în următoarea perioadă. Vreau să mai spun oamenilor că știu că sunt oameni care sunt realmente îngrijorați de viitorul lor, mai ales dacă locuiesc în județe cum e Gorj sau altele care sunt dependente de cărbune. Există acest fond de tranziție justă, adică echitabilă, din care România va primi 1,94 de miliarde. De ce? Pentru că este evident că unele industrii vor avea de suferit. Este evident, o vedem, cărbunele este pe cale de plecare cam în toată Europa și trebuie cumva să ne dăm seama de această realitate. Și ne va fi greu, nu vreau să vă mint, oameni care au știut să facă doar un singur lucru, va fi foarte greu să-i obișnuiești să facă alte lucruri, dar pentru asta sunt cele 2 miliarde de euro pentru care noi ne-am bătut la Bruxelles. Zic că ne-am bătut pentru că inițial aveam un buget de 7,5 miliarde pentru toată Europa și am ajuns la 17,5, exact pentru că știu că sunt probleme mari acasă. Deci, fondul de tranziție justă este un lucru bun pentru a transforma regiunile acelea poluate în regiuni cu aer curat, cu sănătate mai bună, condiții de muncă mai umane, un mediu mai puțin poluat. Și atunci acele regiuni trebuie să poată să se dezvolte și cu alte oportunități. Trebuie acei bani investiți într-un mod foarte, foarte deștept, mai ales în județele Hunedoara, Gorj, în Galați, Dolj, Mureș sau Prahova, unde acest fond se aplică. Acum, este foarte important să amintim oamenilor de fondurile structurale. Fondurile structurale sunt banii clasici de care tot auzim la televizor, cu programe operaționale, cu nu știu ce, Ministerul MIPE, ăsta al investițiilor și proiectelor europene, trebuie să dezvolte acele programe operaționale. Ce trebuie să reținem pe partea de mediu de aici este că 37% din ei vor trebui să meargă spre proiecte de mediu. Deci tot ce facem, dacă facem de pildă din programul operațional de dezvoltare durabilă, care cuprinde managementul apelor, economie circulară, tot trebuie să aibă de face deșeurile, care sunt o mare problemă în orașele României, trebuie să aibă componenta asta de mediu, care pentru mine este foarte importantă. Vă dau un exemplu, eu sunt din Sibiu, poate se și aude în accentul meu. În Sibiu, din programul operațional regional centru, avem 1,1 miliarde de euro, din care 450 de milioane sunt alocați politicilor și investițiilor legați de mediu. Mai este și acel tipic PNRR, de care oamenii au tot auzit la televizor, dar nu știu dacă înțeleg ce este. Sunt aproape 30 de miliarde, deci 29,2 miliarde, din care 37% trebuie să meargă în politici de mediu și acolo sunt foarte multe linii din astea care au legătură cu viața noastră. De exemplu, transportul feroviar și mobilitatea urbană. Să putem circula cu mijloace de transport în comun verzi, să avem tramvaie verzi, să avem trenuri rapide și care să fie prietenoase cu mediul. Valul renovării, că toți suntem în iarnă și tot ne costă foarte mult costurile de energie, de încălzirea locuințelor.
Păi, dacă nu ar fi acest val al renovării europene, finanțat cu 100 de miliarde pe toată Europa, noi cum am izolat termic o grămadă de clădiri publice, școli, săli de sport și așa mai departe? Deci toate aceste lucruri vin, mai vin, de exemplu, prin pilonul 1 de tranziție verde din PNRR și de un program de împădurire și de management al deșeurilor. Deci avem o decadă, domnule Drag, de investit în România, să o facem mai verde și mai sănătoasă pentru oameni și la nivel global să avem o economie din asta mai curată. Nu știu dacă oamenii înțeleg, dar noi dacă ne iese acest plan, dacă Europa reușește acest plan, putem fi lideri planetari, să oferim oamenilor un alt exemplu și putem un pic reînvia un pic entuziasmul acela european, că putem concura la nivel mondial, putem fi lideri pe un domeniu. Ați vorbit de transformarea modului de producere a energiei electrice și v-ați referit la acele județe unde se folosește exclusiv cărbunele. Dar în același timp vom avea nevoie ca și agricultura să se dezvolte în continuare respectând toți factorii de mediu și nu sunt singurele domenii. Apropo, pentru anul viitor, care sunt principalele ținte către care ne vom axa, ne vom îndrepta și ne vom axa? 2022, ce va însemna pentru România în special și pentru Europa în general, potrivit acestor noi standarde? Da, ați intuit foarte bine că și agricultura face parte din zona asta. Trebuie să amintesc oamenilor că subvențiile și ajutorul european rămâne în mare parte intact. Agricultura rămâne o preocupare foarte importantă pentru că agricultorii sunt și cei care se ocupă cu peisajele noastre, cu natura noastră. Ei sunt proprietari și de păduri și de terenuri și atunci pentru mine agricultorul, fermierul este un aliat, nu este un dușman în niciun caz. Și asta e un mesaj foarte important pe care vreau să-l dau oamenilor care ne privesc. Acum, anul 2022 este un an al legislației europene. Avem un pachet care se numește Fit for 55, adică pregătiți pentru 55 fiind nivelul ambiției europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Deci trebuie să fim pregătiți pentru asta, să vedem cum ajungem acolo. Acum, vestea bună pentru România este că noi, de fapt, avem un nivel destul de redus de al ambițiilor de reducere a gazelor cu efect de seră. Trebuie să ajungem undeva la 12,7 până în față de 2005, adică să reducem emisiile de gaze cu efect de seră și sunt alte state care au o ambiție mult mai mare. Cum ajungem acolo, asta e o altă poveste și aș vrea să discutăm mai mult în context românesc, cu oameni de afaceri, cu statul, cu tot ce trebuie pentru ca să nu suferim. Eu sunt responsabil la Parlamentul European și de un pachet despre care este posibil să vorbim, care se numește SIBEM, cu mecanismul de ajustare la frontieră și deja vorbesc cu oameni din industria cimentului, cu oameni din industria electrică, din tot felul de domenii, să vedem cum facem ca să fie bine pentru noi. Dar până atunci, într-adevăr, avem un pachet legislativ din ăsta mare, mamut, european, pe care îl vom discuta în 2022 și care se numește pregătit pentru 55, adică gradul ăla de ambiție de reducere de gaze cu efect de seră. SIBEM, că ați vorbit despre el, ce reprezintă, ca să înțeleagă toată lumea? Ca să citez, va reglementa importurile și exporturile de produse și servicii în Uniunea Europeană în funcție de amprenta de carbon. Ce înțelege cel care ne urmărește în acest moment? Ce se va întâmpla? Vine cineva și ne oprește la frontieră sau ce se întâmplă? Nu a venit nimeni, domnule Pavel, să zică, domnule Pavel, cât carbon ați produs dumneavoastră, dar ceea ce se va întâmpla este următorul lucru. Europenii care au anumite standarde de mediu nu vor mai fi trișați, de exemplu, de chinezi sau de alții care, cum se zice în românește, își bagă piciorul în regulile de mediu. Îmi pare rău că folosesc această expresie, poate un pic cam dură, dar așa este. Până la urmă suntem trișați, pentru că unii produc cu toată poluarea din lume, nu le pasă nici de viața propriilor cetățeni că au suficienți, iar noi ne impunem singuri anumite reguli și asta nu e ok, nu e corect.
Și atunci mecanismul ăsta de ajustare la frontieră vrea să elimine această lipsă de corectitudine și să spună, domnule, noi plătim pentru tona de carbon, de dioxid de carbon pe care o producem și pe care o investim atunci când producem bunuri și servicii și ar trebui să plătiți și voi acest lucru. Și este legat de acel faimos ETS, adică de mecanismul acela de taxare, practic, a emisiilor de dioxid de carbon. Și atunci e foarte important pentru noi ca să avem pentru afacerile noastre, pentru oamenii care lucrează în companii, să aibă o egalitate cu să fie și protejați de cei care nu respectă niciun fel de regulă. Și acum ar trebui să și spunem că acest SIBEM, deci acest mecanism, se va introduce în 6 domenii, în fier, oțel, în ciment, îngrășăminte, aluminiu și energie electrică inițial. Eu lupt să facem în așa fel încât el să fie cât mai racordat la prioritățile României și la starea de fapt a României, așa încât acele certificate verzi pe care le primesc companiile să le primească în continuare o perioadă cât mai lungă și în același timp să protejăm pe ai noștri care respectă regulile europene vis-a-vis de chinezi sau de alte națiuni care nu le respectă. Ați spus că nu vreți să folosim termeni prea complicați în acest dialog, dar totuși n-avem ce face. Există acel termen, biodiversitate, pentru care există deja o strategie la nivel european, la fel ca și în cazul pădurilor. Ce conțin aceste strategii? Când se aplică? Cum se aplică? Pentru că suntem în 2022, mai e puțin și se face 2022, iar 2030 trebuie să ne prindă cu înjumătățirea emisiilor de gaze de seră. Ați pus punctul pe i. Timpul trece și ni se apropie sorocul. Și este foarte important ca strategia asta pentru biodiversitate să fie folosită, că este un lucru bun. Deci ce presupune? Presupune odată niște obligații și niște reguli pe care trebuie să le respectăm, și anume cu protejarea strictă a pădurilor primare și seculare în Uniunea Europeană. Trebuie să spunem că noi avem cea mai mare bogăție de păduri seculare și primare, adică să nu se mai facă exploatare în orice zonă care este un lăcaș sfânt al mediului. Apoi există și bani pentru asta, de exemplu pentru a planta 3 miliarde de copaci la nivelul întregii Uniunii Europene până în 2030. Apoi o schemă de plată pentru proprietari și administratori de păduri pentru furnizarea de servicii ecologice. Adică da, dacă ești proprietar de pădure, nu-ți cere nimeni să oferi un serviciu gratuit întregii societăți, pentru că până la urmă și aerul este un serviciu gratuit, aerul curat, nepoluat. Și atunci există și o schemă din asta de plată pentru proprietari și de îmbunătățirea monitorizării stării pădurilor din UE. Noi tragem foarte mult de acest subiect, pentru că dacă nu există monitorizare, există furt. Și la noi este foarte clar că furtul din păduri, indiferent de care tip, primare, seculare, arii protejate, este în floare. Ați tot văzut atâtea documentare. Și cumva este o realitate pe care trebuie să o combatem, pentru că până la urmă ne furăm noi înșine viața, ne furăm noi înșine sănătatea. Și de ce zic asta? Pentru că, uite, românii au o speranță de viață cu 10 ani mai mică decât spaniolii. Și asta nu intră la PIB, nu intră la calculele economice, nu intră nici la ce spune domnul Câțu sau alții, că creștem într-o manieră foarte alertă, intră pur și simplu la realitatea faptului că românii mult mai repede datorită poluării. Apropo de poluare și apropo din de cauza poluării. Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră și de apă și de aer, există un plan zero în care prin care se necesită intervenție rapidă. Putem să dezbatem un pic acest aspect? Da, e foarte important, pentru că vedeți dumneavoastră, calitatea aerului și a apei este foarte precară la noi și ne dorim un ecosisteme și o lume care să nu mai fie poluate de
de pildă foarte multe pesticide sau foarte multe deversări în ape și eu sunt responsabil la Parlamentul European de directiva cadru în privința apei și observ că sunt foarte multe derogări la noi, adică 70% din apele țării de fapt intră sub această derogare și practic se pierde foarte mult din ceea ce ne-am fi dorit noi ca o calitate europeană a calității apele. Acum, îmbunătățirea calității aerului are și un scop. Trebuie să reducem 55% din decese premature cauzate de poluarea atmosferică și asta este un lucru foarte, foarte important. 400.000 de oameni mor în fiecare an datorită din cauza poluării atmosferice. Și atunci toate aceste lucruri trebuie să facă parte dintr-o strategie europeană. Bineînțeles, și asta vine cu bani europeni, pentru că degeaba ceri statelor membre să facă X, Y, Z, degeaba le dai niște amenzi usturătoare, le faci infringement dacă nu îi și ajuți. Tot apropo de strategii și de planuri la nivel european, există și cea legată de agricultură, de care, cum bine ați vorbit dumneavoastră puțin mai devreme, Farm to Fork. Vorbim de acest proiect. Haideți să ne dați câteva detalii despre el, pentru că timpul s-a scurs atât de repede și n-am reușit să dezbatem toate subiectele pe care ni le-am propus pentru astăzi. Da, evident că asta este o temă care poate dura foarte, foarte mult, foarte mult timp să o dezbatem. Acum, ce vreau să vă spun este următorul lucru despre strategia de la fermă la furculiță, da? Deci farm to fork. Practic, aici este foarte important să avem alimente mai sănătoase cu mai puține pesticide, adică cu minus 50% din pesticide, pentru că la noi este un eldorado așa al pesticidelor. Toate pesticidele sunt permise sau în bună parte. Pierdem foarte multe albine. Îmi spun foarte mult crescătorii de albine vin la mine plângând că fiecare an pierd albine și pierzând albine se pierde de fapt nu doar biodiversitate, se pierde o verigă importantă dintr-un lanț trofic și natural pe care nu o să putem înlocui niciodată. Și atunci trebuie să fim foarte, foarte atenți cu atât cu pesticidele, dar și cu îngrășimintele chimice, antibioticele pentru animale, pentru că deja rezistența antimicrobiană este o chestiune care devine din ce în ce mai puternică, se simte și la oameni, în care știți cum e la noi în România să folosesc antibiotice pentru orice, atât la nivel uman cât și la nivel animal și atunci avem o problemă cu adevărat. Și mai este ceva, noi tot vorbim de agricultura aceea ecologică, dar chiar avem o oportunitate ca țară să creștem agricultura ecologică, pentru că produsele de calitate devin apreciate în întreaga lume, devin apreciate în întreaga lume și în întreaga Europa și reduc și incidența cancerilor, reduc și incidența bolilor. Deci, cumva are sens economic, pentru că îți aduce bani, produsele alea se vând cu mai mulți bani. În același timp, are sens și pentru noi ca o țară tradițional producătoare. Și dincolo de asta, mai este și sprijin pentru fermier, pentru asociere și promovarea produselor. Știți că avem o problemă în acest sens. Românii imediat se gândesc la colectiv, dar totuși bine la colective să se asocieze și să-și promoveze produsele în comun. Și mai multe eforturi pentru a reduce gazele cu efect de seră din agricultură, care sunt și ele foarte, foarte importante. De precizat. Nu știu dacă lumea care ne-a privit a înțeles mare lucru, dar ce vreau să rezum cumva, dacă îmi permiteți. Sigur, vă rog. Vreau doar să precizez că, conform planurilor Uniunii Europene, România va trebui să-și transforme din terenul agricol până în 2030 25% în teren eco. În momentul ăsta, România, aflându-se aproape pe ultimul loc în Europa, la egalitate cu Irlanda și Bulgaria, dacă nu mă înșel, în coada clasamentului, cu aproximativ 8-11% din teren, transformat în teren eco. Acum și schemele acestea de ecocondiționalitate, și ele vin cu bani, adică nu le transformă degeaba.
Și doi, la doi, e foarte important că noi avem și foarte multe pășuni care stau necultivate și neutilizate. Dacă tot ai o schemă care aduce un pic de biodiversitate, poate e un lucru bun decât să ai o pășună care nu face nimic și care nici măcar nu este întreținută. Și asta este o problemă, să nu uităm și de chestia asta, că oamenii se mulțumesc să ia subvenția de bază din pășune și nu, nici nu mai cultivă pe ea, pentru că nu merită sau nu consideră necesar efortul sau ceva de genul ăsta. Deci, practic, dacă o schemă de condiționalitate este și finanțată, cu atât mai bine că mai faci un ban și faci un bine oamenilor. Acum, ce mai voiam să spun cumva legat de toate aceste lucruri și este un fir narrativ. Este, de fapt, o nouă filozofie și știu că poate oamenii nu înțeleg și va fi greu și noi trebuie să explicăm pe românește, ușor, simplu oamenilor, ca să înțeleagă. Din păcate, nu avem opțiuni. Nu avem opțiuni. Vedeți ce se întâmplă cu deșertificarea Sudului, cu Dobrogea, care și ea este din ce în ce mai deșertificată, cu inundații. Nu avem opțiuni. Trebuie să ne transformăm, trebuie să mergem spre economia viitorului. Știu că poate fi o chestiune care îi sperie pe mulți, dar gândiți-vă că sunt și oportunități foarte multe. Și nu avem opțiuni pentru că, de fapt, le datorăm acțiunea asta copiilor noștri, să mai există o Românie în care se poate locui, în care se poate cultiva, în care să fim protejați în orașele noastre, să nu ne bată temperaturi de 40 de grade mai mult de 15 zile pe an, să nu avem inundații care să ne dea peste cap. Deci nu avem încotro, trebuie să facem și avem de câștigat dacă suntem primii. Cu promisiunea că veți reveni aici la Gândul Green să discutăm de economia circulară, să discutăm de politici europene privind reciclarea, să discutăm despre educația de la cele mai mici vârste pentru a ne păstra planeta așa cum este ea, cel puțin astăzi, dacă nu să ne gândim cum a fost cu ani în urmă. Vă spun la revedere și vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi ați fost alături de noi aici la Gândul Green. Cu acestea punem punct ediției de astăzi, iar până data viitoare eu vă spun numai bine!